Bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi m-am hotărât, în sfârșit, pentru că acușa vine Crăciunul și trebuie neapărat să deschid calendarul de la Number 7. Eu știu că în România nu se găsește produse de la Number 7 și nici nu se poate comanda, din câte știu eu. Dar o să vă arăt eu ce conține acest calendar. Asta mi se pare că a fost 55 de euro. Anul trecut am mai avut un calendar de la Number 7. Tot așa l-am luat la 55 de euro. Dar el este în valoare de, așa scrie pe cutie, că ar conține produse în valoare de 268 de euro. Da, pentru că produsele Number 7 nu sunt foarte ieftine, nici foarte, foarte scumpe, dar oricum destul de scumpicele. Și haideți să vedem. Așa arată, bine, de la Ring Light. El așa arată. Anul acesta este mai micuț. Anul trecut era un pic mai mare și era pe alb cu negru sau alb cu... alb cu... auriu, cred că a fost anul trecut. Acum este un navy, pot să zic, un albastru petrol cu niște auriu. Aici are o fundă și îl deschid și să vedem ce avem la prima cutiuță, la prima zi. El așa arată și e total diferit de anul trecut. Anul trecut era pur și simplu trebuia să-l rupi, acum are căsuțe. Și haideți să începem! Sunt tare curioasă și tare entuziasmată să văd ce primesc anul acesta. Mie îmi plac produsele de la Number 7. Nu am nimic ce să spun că nu sunt bune sau am avut probleme. Mie îmi place foarte mult. Bun, și să count ziua, să mă dau mai... ziua numărul 1, care este... unde ești numărul 1? Că nu te văd. Nu te văd. Unde este numărul 1? Voi îl vedeți? Pentru că eu nu-l văd. One. Aici. Scrie pe litere. Bun, o să-l pun eu aici jos. Și ziua cu numărul 1. Îmi aduce... ce este acesta? Un lipstick Starry Night. Așa arată, e un ruj. Wow! Deci nu pot să cred. Ăsta era anul trecut expus acolo. Cred că anul trecut l-au scos. Wow! What? Așa arată, e cu sclipici. Deci nu mai pot. Yes! Da! Și o să-i fac un swatch aici pe mână, să-l vedeți și voi. Nuanța, nu știu ce să zic, nu prea mă... e un maroniu, așa, un nude maro. Așa arată. Nu știu dacă puteți să-i vedeți voi sclipiciu, dar e sclipicios. Vai, dar ce super e! Ia uitați-l! Super, super, super. Și anul trecut îl aveau expus. Și nu mai știu care era faza cu el, dar am tânjit așa un pic. Da, nu are miros. Bun, să trec la numărul 2. Numărul 2 este aici. Numărul 2. Deci sunt mega fericită până acum. Deci practic nu mai trebuie să deschid calendarul. Mi-e suficient ăla. Bine, glumesc, 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 bineînțeles. Numărul 2. Mamă, dar toate s-au urit. Este un lip glaze. Așa arată. Super. Și asta merge în ton cu lipstick-ul de dinainte. Și cred că nuanța sau... ce ar vrea să fie el aici, nu știu cât, scrie Luna,
Wow! Deci, anul ăsta o să fiu așa o sclipicioasă, plină cu sclipici. Și pe ăsta o să-l pun aici. Wow! Wow! Așa arată. Deci are, nu, voi nu puteți să-l vedeți exact cum, așa. Așa se vede mai bine. Deci e așa un sclipicios în nuanțe de sirenă, așa cumva, nu știu cum să zic. Mamă! Bun, mai departe. Bravo! Numărul 3, și să mă grăbesc mai repede. Numărul 3, unde ești 3? 3-ul e aici și este ceva lung. Așa arată. Și ce am la numărul 3? Da. La numărul 3 este un... creion ceva. A, nu! O pensulă! Wow! O pensulă! Nu am pensule de la Number 7, ce să zic. Și eu, mie mi se pare că multe de aici din calendar sunt limited edition, deci ediția limitată. Acum eu nu știu dacă pensula asta intră la ediție limitată, dar așa arată. Vedeți voi acolo? Da, aici scrie Number 7 și asta nu știu exact. E o pensulă, dar nu știu pentru ce. Pentru ochi, bineînțeles, cred că este pentru ochi, dar nu știu exact de blending nu este, dar o să mă uit să văd. Bravo, numărul 4, mai departe, deci wow, super, deci numărul 4 este o cutie așa pătrată, da, și mai am un calendar. Pe ăla va urma zilele, zilele următoare, na, nu sună bine. Zilele următoare îl voi deschide, nu știu când exact, dar aici am un far de pleoape, cred că. Da, e un trio eyeshadow. Așa arată. Acum, pe mine culorile astea sunt mai mult pe maro, niște marouri aici. Nu, mie nu-mi place. Nu știu dacă mă prinde sau nu mă prinde, eu mă văd, când mă uit la mine, simt că nu mă prinde, adică ce să zic. Are scotch aici, dar o să-l deschid. Așa arată, să-l vedeți și voi. Aici este un, o culoare șampanie, așa cum arată, dacă văd eu bine. În mijloc este un maro spre movuliu și aici jos un maro. Da. Sunt prăfoase. Da. Da. Sunt cam prăfoase ele așa. Nu știu ce să zic de asta. E ok. Să zicem. Bun. Mai departe. Numărul 5. Eu mă uit și la telefon să văd. Mai filmează. Numărul 5. Este aici și este tot așa lung. Un creion probabil, ceva. La numărul 5 avem un creion, da, un eyeliner Starry Skies. Un eyeliner, așa arată. Cred că este negru, mă gândesc, da, negru. E frumos. E cremos și are irizații de sclipici înăuntru. Da. Și în capătul acesta are o pensulică, un burețel așa, pentru a face smokey eyes. Da, super. Și... a, are și ascuțitoare. Bravo. Fain, super. Mai departe, numărul 6. La numărul 6, unde ești tu, 6? Nu știu dacă voi vedeți ceva acolo. Numărul 6. Eu nu-l văd. Îl vedeți voi cumva pe numărul 6?
6, da, l-am găsit, este tot lung, un creion iar. Da, bine, creioanele astea, dermatografele astea, cred că în orice calendar se găsește. Acum nici ei nu poate să pună numai produse wow înăuntru, e clar. La numărul 6 avem un Lash Extender Fiber. Asta ce-o fi? Un rimel, o fi un rimel? Ah, nu! Așa arată. Și cred că are... Ba da! E un rimel, o mascara. Este o mascara. Eu mai am o mascara de la ei de anul trecut, tot din calendar. Și acum m-am dat cu mascara lor, de la Number 7. Dar asta mi se pare interesantă periuța. Tare sunt curioasă cum îmi face genele. Wow, super! Deci o mascara... Și este full size, deci e în varianta full size. Super! Deci deja mi-am scos banii pe calendar. Vă spun sincer că pe produsele astea 6, eu deja sunt peste cei 55 de euro. Da. Bun, mai departe, numărul 7. Ce-mi place. Mie-mi place mult să deschid calendare. Numărul 7 este o sticluță și este din gama albastră, care mi se potrivește mie. Protect Cleansing Water. Wow, super. E un cleansing, cum se spune? Mă rog. Super. Na, asta nu este în varianta full size, dar da, ne place. Ăsta ce număr a fost? 7, 8? Ce număr a fost ăsta? Hai că nu mai știu. Cred că 7-le l-am aici. 7 a fost, nu? 7? Da, 7. Următorul este 8. Am pică căsuțele pe aici. Numărul 8 arată așa și ce? Nu mi-a duce numărul 8. Numărul 8 mi-a duce o cremă de zi cu protecție SPF de 15. Așa arată. O cremă de zi. Super, eu mai am de la ei de anul trecut. Numărul 8. Numărul 9. Tot din gama asta cu Protect and Perfect Intense, o cremă de noapte. Așa arată. Și bine, astea de la Number 7, cam toate produsele lor sunt sunt bune și pentru pielea sensibilă. Asta a fost nou. Numărul 10 este aici jos și o să împice toate astea. Numărul 10. E o cutiuță un pic mai mică și să vedem. Da, numărul 10. Numărul 10 îmi aduce tot din aceeași gamă o cremă de ochi. Da, asta am avut-o și anul trecut. O cremă pentru ochi. Potrivită și pentru pielea sensibilă. Bravo! 10. 11. La 11, dar nu-l văd pe 11. Ba, este aici mare. Nu mi-am pus ochelarii de anul. Nu văd bine. La numărul 11 avem o cutie mare. Da, hai da, să vedem ce avem la 11. Din aceeași gamă, asta îmi place că pune, deci am câteva produse din aceeași
aceeași gamă și pot să-mi dau seama, mă rog, daily, o cremă de mâini hidratantă pentru de mâini și pentru unghii. Așa arată. Și are SPF 15. Da, este, asta cred că este full size, că e destul de mare, are câte 75 de miligrame, da, asta este în full size. Bun! Îmi place, îmi place. Asta a fost 11, 12. 12-le este mare. Și acum nu știu cum o să fac eu, că îmi pică toate astea de aici. Aici este numărul 12 și este o cutie mare. Ia uitați voi cât de mare este cutia asta. Opa, o cutie într-o cutie. Number 7, da, ce este asta? Oh! Oh, asta nu prea știu eu pentru ce e, dar cred că este un ser cu 15% glicolic acid. Acum, eu nu știu cum se folosește asta. Îl vedeți voi? Da, și cred că este în varianta full size. Adică mai mult ca sigur. Da, așa arată. Este un ser pentru față, doar că trebuie să mă interesez eu de glicolicul ăsta acid, glicolic acid, cum se folosește, pentru că s-ar putea să fie, da, da, sunt super mega mulțumită, wow, da, mai departe, 13, unde ești tu 13? Eu și nu-l văd. Ba da, l-am găsit. L-am găsit. Numărul 13 este o cutie mică și ușoară. Parcă n-ar avea nimic înăuntru, doar ceva foarte ușor. Da. Este un voucher. Cred că un voucher. Deci cu voucherul ăsta este gratis, free. O să primesc un concealer care, pe care l-am primit și anul trecut. Am avut același voucher și m-am dus în farmacia Boots și mi-am luat concealerul gratis. Da. Îmi place. Bun. Asta cât a fost? 13, 14. Să mă mișc un pic mai repede, un pic mai repede. La numărul 14 avem un ser. Un ser de față, dar e în variantă mini, super, super mini. Da, pe asta l-am avut și anul trecut, l-am încercat și mi se pare super, super fain. 15, la 15 avem așa, încă o cutiuță mică. 15 este un booster serum pentru liniile fine. Tot în variantă mică. 16, așa arată. La 16 avem un lip care, da, ăsta l-am avut și anul trecut, deci unele dintre ele se repetă, dar, da, mă rog, ce putea să pună și ei? Un lip care, da, o cremă pentru buze. 17. La 17 e ușor. Deci, nici nu se aude nimic. Da.
parcă ar fi goală. La 17. Oh! Este o... o dischetă reutilizabilă. Da, îmi place. Mamă, ce moale e. Am pus-o pe față. La 17, la 18 avem o cutiuță mai mare și e mai grea un pic. La 18 avem din gama asta cu galben. Asta nu știu exact. Hipoalergenic, pentru pielea hipoalergenică. Și ăsta este un scrub pentru picioare, pentru tălpi. Îmi place, îmi place. Și e destul de mare. Are 75 de mililitri. Super! Super fain! 18 a fost, acum vine 19. Care este așa? 19 avem un primer. Wow! Super! Un primer. Da, de-abia aștept să-l încerc. La numărul 20. Numărul 20 este lungă. Lungă cutia. Așa arată. Și să o deschid. În numărul 20 avem un creion de ochi în nuanța Galactic Gold. Și așa arată. Super! Ia uitați voi aici ce Galactic Gold. Este pe auriu. Haideți să-l testez. Super faini. Ăsta de sărbători. Așa arată. Da. Ăsta merge folosit și ca iluminator aici în colțurile ochiului. Super. Da. Super. Numărul 21. Tot o cutie lungă. Oare ce poate fi aici? Tot un creion ceva. Lip liner, un creion pentru buze, Starry Nights. What? Deci dacă și asta e auriu sau ceva? Nu. Nu este auriu. Așa arată. E un nude roze, cumva. Și o să-l pun aici pe... Da. Ce m-a prins cu nuanța asta. Deci chiar mi-l trebuie. Am nevoie de el. Mamă, și e așa fain. E așa de frumos. Ambalajul. Super. Numărul 22. Avem aici o cutiuță mai măricică. Ce avem la numărul 22? Avem un cleanser, daily cleanser. Este în varianta asta cu portocaliu, cu orange. Asta este gama pentru piele grasă și ăsta va merge la Alexandra. Ea folosește acest cleanser și va merge la ea. Da, pentru că eu nu am tenul gras, Alexandra are. A meu e normal spre, cu tendință spre uscare. Bun, mai departe, numărul 23 și numărul 23 și ne apropiem de final. La numărul 23 am aici, ia să vedem ce este aici. Tot din varianta asta
cu orange, vitamina C, glow toner, o apă tonică. Wow, super faină asta, interesantă. Asta tot așa va merge la Alexandra. Da, vitamina C. Fain, super. 24. Penultima cutiuță. Pentru că calendarul are 25 de zile. La numărul 24 am... Ce am aici? Ce am aici? O ojă! Și este roșie. Super fain. Gel finish, nail color. Mamă, și ce faină culoare asta, culoare, nuanța asta de roșu. E frumoasă, îmi place. Anul trecut am primit o ojă de la ei, tot așa, doar că era pe un gold, dar parcă nu gold, roz gold ceva. Nu prea mi-a plăcut aia și mi s-a deschis și moțul. Bun. Super. Acum ultima căsuță, numărul 25. Să văd ce mi-aduce ultima cutiuță și e ceva ușor. La ultima cutiuță primesc, ce primesc? What? Ce e asta? Așa arată. Este într-un ambalaj. Dar eu nu știu ce e asta. Scrie aici pe spate. Number 7 limited edition multi-purpose, mă rog, cum s-o citi, stick. Oh! Da, știu ce este acum. Așa arată, deci ar fi un iluminator, cred, dar cred că poate fi folosit și pe pleoapă și ca și iluminator și pe buze, nu știu. What? Deci nu pot să cred. Ia uitați voi aici. Dar nu știu dacă vedeți. Nu, trebuie să-l dau în altă parte aici. Na! Deci pe cameră nu lucește cum lucește pe mână. What? Mamă, de super fain e asta. Da. Am crezut că o să fiu dezamăgită la numărul 25, că era cam ușor așa și cam mică cutiuță. Dar nu, e super fain. Deci super, super. Acum părerea mea despre calendarul Number 7 din 2022 este următoarea. E super, super, mega fain. E mult mai frumos și cu produse mai interesante decât anul trecut. Anul trecut au fost câteva produse, mi se pare, și de umplutură, așa. Da, mi s-a deschis aici moțul. Anul ăsta sunt super mega încântată de serumul ăsta în variantă full size, doar că trebuie să citesc despre ăsta și cum se folosește, bineînțeles. În general, de toate produsele sunt mega mulțumită, dar produsele astea de make-up, cum s-ar zice, sunt mult mai faine ca și anul trecut. Anul trecut am primit un rimel, dar ăsta mi se pare mult mai interesant. Iar creionul ăsta negru iară e super mega interesant și ambalajele lor anul acesta e mult mai sunt mult mai frumoase, mai elegante, mai altfel. Da, îmi place. Deci sunt super mega mulțumită și nu am dat banii degeaba pe acest calendar. Bine, știam într-un fel că nu dau banii degeaba. Dar față de anul trecut, este un calendar mult, mult mai bun. Atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest calendar de la Number 7, sper că ați ajuns până aici la final și ne vedem data viitoare în următorul video. V-am pupat!